După capricii, am văzut că Laura a mers în terasa băieților, a venit și Dedici la un moment dat și spunea că atâtea subiecte s-au creat din momentul în care s-a dus la Antena Play Laura să spună că îl susține pe el. Zicea Dedici, a fost mare tragedie că mă susții pe mine. Ștefan, am văzut că era acolo împreună cu ceilalți concurenți. Maria nu era alături de el. De la momentul în care a arătat-o pe Maria că era pe canapea cu Ștefan și Ștefan îi ținea ceva gheață la picior, nu prea am mai văzut-o pe Maria. Bănuiesc că a mers la medic. Ștefan era ceva mai târziu tot singur în bucătăria băieților, fără ea. Pe bunica lui Alex am auzit-o discutând despre faptul că Maria s-a lovit destul de tare, a fost o căzătură urâtă. Zicea dânsa că a căzut de pe a doua treaptă, s-a dus până pe pietrele acelea din grădină și spunea că dânsa a crezut că și-a rupt coloana, că s-a lovit la spate, a fost o căzătură destul de urâtă. Posibil să fie la medic Maria să-i facă un control și de aceea nu este prin casă. Vom vedea ce spune când apare din nou în imagini.